În continuare lucrăm pe mock-up-ul pentru ambalajul unei pungi de chipsuri. Vedem cum arată punga inițială, cum va arăta la noi. Vreau să pun o imagine cu niște chipsuri. Mă duc înapoi pe Google și mă duc sus și scriu chips patato. Potato chips. Caut o imagine cu niște chipsuri. Să zic că aceasta. Cred că ar fi destul de sugestivă. Să se încarce un pic. Cred că este cam mare. Cam blurată. Durează mult până găsim imaginile potrivite, dar când le avem, ele vor arăta numai bine pe layerul nostru. Să zic, poate aceasta arată mai bine. Da, într-adevăr. Dăm pe Save As. Salvăm imaginea noastră. Apoi mergem în Photoshop să începem să edităm imaginea noastră cu chipsuri. Deschidem imaginea cu Potato Chips. Deblocăm layerul. Vreau să scap de acel fundal alb. Pur și simplu dau click pe fundalul alb prin cu Magic Wand Tool, dau Delete și dau Deselect. După care trag imaginea mea în layer 31 PSB, îl pun aici jos, în această poză, pot să închid restul pozelor, fie că nu vor fi utile, închid și aceasta, după care pot să merg să caut alt element sau să fac un alt element, vreau să fac cu roșu, să zic așa, un eclipse tool, un cerc roșu. Ok. După care vreau să-i pun un gradient să nu fie așa simplu roșu. Mă duc pe Blending Options. După care mă duc pe Gradient Overlay. Vedem aici gradientul nostru. Vreau să-i pun o culoare cam ca aceasta, numai că le vreau un pic mai așa, cred că ar ieși mai bine, să fim în aceeași nuanță de culori. Ok. Alegem un logo, să zicem, ne luăm sfera un pic din acest laze, pe această pungă. Deci trebuie să dăm un glow acestui element. Mergem în Blending Options și mergem pe Outer Glow. Ok. Pe care dăm o opacitate mult mai mare. Îi dăm size-ul mai mare. Cam așa. Și spread să fie mai lat. Perfect. După care putem trage un dreptunghi deasupra lui, culoare roșie, cam de aici până aici. Schimbăm forma dreptunghiului imediat prin Ctrl-T și Ctrl-T să selectăm dreptunghiul nostru. Putem merge în Blending Options, facem un da Enter. Deci mergem pe Blending Options să blendească acest layer. Putem da pe Multiply sau mai jos, mai bine zis, mergem aici și dăm pe Multiply sau pe alte elemente, vedem Overlay sau Darken. Mă rog. Să zicem, vreau un darken color. No, mai bine lăsăm pe dissolve. Și bine așa. După care mergem pe tool de move. Mergem în edit. Free transform. Dăm pe transform. După care dăm pe distort.